Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună, ca de fiecare dată, la Cărți deschise pentru minți deschise, rubrica inițiată de editura Herald. Nu uitați de campania noastră Ellen Watts și Înțelepciunea Nesiguranței, campanie online pe site-ul editurii Herald, de asemenea pe pagina de Facebook a editurii Herald. Vorbim despre cărțile din seria de autor Ellen Watts, așa cum vă spuneam și în edițiile trecute ale rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, lăsând la toate înregistrările noastre de pe pagina oficială de Facebook Herald o întrebare, un comentariu, un gând. Cel mai apreciat comentariu va fi premiat cu o carte la alegere din seria de autor Ellen Watts. De asemenea, intrând pe site-ul editurii Herald pe perioada acestei campanii, cărțile din seria de autor Ellen Watts le veți găsi cu o reducere substanțială. Nu uitați și de concursul de pe pagina de Facebook a editurii Herald. Astăzi este alături de noi și mulțumim din suflet Ellen Watts, Pe calea mea, o autobiografie 1915-1965, este alături de noi, așa cum vă spuneam, traducătorul acestei cărți și traducătorul multor altor cărți din seria de autor Ellen Watts, Marian Stan, pe care îl salut cu drag. Astăzi vorbim despre volumul autobiografic Pe calea mea și am să vă prezint cartea și la cameră, o carte excepțională care vorbește nu doar despre opera, despre cărțile lui Ellen Watts, dar și despre personalitatea fascinantă a acestui mare gânditor britanic. Marian Stan, cum ți s-a părut acest volum autobiografic, care cu siguranță și-ar fi putut poate găsi locul și într-o altă colecție frumoasă din portofoliul editurii Herald? Este vorba despre colecția Autobiografia. Cum ai simțit această carte, să spunem, comparativ cu celelalte cărți pe care tu le-ai tradus din seria de autor Ellen Watts? Cred că trebuie să pornim tot de la ceea ce însuși Ellen Watts spune despre această autobiografie și o spune chiar de la început. Titlul pe care el l-ar fi dorit pentru această autobiografie, dar pe care se pare că editura l-a respins, a fost Coincidenția opositorum, coincidența contrariilor. Pentru că, spunea Ellen Watts, întreaga lui viață a fost o tentativă de a îngemăna contrariile, spiritul și materia, misticismul și senzualitatea, altruismul și o anumită dragoste de sine bine centrată. De altfel, mai spunea Ellen Watts, chiar numele lui, Ellen, înseamnă în limbile celtice armonie, iar în anglosaxonă, câine de vânătoare. Deci, vedem că până și în numele lui de botez există această coincidenția opositorum, coincidența contrariilor, care îi plăcea atât de mult și lui Mircea Eliade, de altfel prieten cu Asta spune deja foarte mult despre autobiografia lui Ellen Watts, despre viața lui Ellen Watts. Această dorință de a îmbrățișa totul, viața și moartea, plăcerea și suferința, practica spirituală și, să zicem, practica profană, cu un cuvânt
destul de nepotrivit aici, hedonism. Pentru că sub această egidă a îngemânării contrariilor nu putem vorbi despre hedonism. Ellen Watts nu a fost un hedonist așa cum a fost Călina Anton Popescu și nu mai zic. Da? Sau oricare dintre noi care încă suntem departe de această coincidență a contrariilor. Din câte mi-aduc aminte de la Mircea Eliade, care la rândul lui îl cita pe Nicolaos de Cuza, această coincidență a contrariilor este proprie lui Dumnezeu. Pentru că în Dumnezeu le întâlnim pe toate. Și poate că una dintre principalele lipsuri ale discursului creștin actual este tocmai o viziune parțială asupra divinității. Dumnezeu este numai binele, el habar n-are că se întâmplă atâtea rele pe lume și tocmai din cauza asta ne face pe noi să ne întrebăm oare cu voia cui se întâmplă? Oare de ce se întâmplă? Oare ce rost au toate aceste rele? Ori Ellen Watts a vrut să, împreună cu tradițiile pe care le cunoștea atât de bine, în primul rând tradițiile orientale, dar veți vedea și un anume creștinism de profunzime, despre care am vorbit mai mult data trecută. Acei mistici creștini, Meister Eckhart, Rosenberg, Dionisie Areopagitul și pot continua. Deci, autobiografia lui se înscrie sub semnul acestei îngemânări a contrariilor. Viața lui se înscrie sub semnul acestei îngemânări a contrariilor. Și tocmai prin asta devine viață demnă de trăit, interesantă pentru noi, cei care nu avem neapărat o vocație mistică. Sau care înțelegem misticismul tocmai într-o îngemânare cu contactul zilnic cu viața profană. Tocmai asta n-a înțeles Ellen Watts. De ce trebuie să renunțe la viața profană pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu? Da, iată o întrebare chiar foarte provocatoare. El i-a răspuns prin însăși viața lui. Acum, Dumnezeu probabil că i-a răspuns și el lui Ellen Watts și i-a arătat unde greșea, unde avea dreptate. Noi nu putem decât să speculăm. În timp ce te ascultam, mi-a venit în minte o idee. Da, aș putea spune, da, o idee oarecum provocatoare apropo de sensul vieții și de discuția noastră pe marginea volumului autobiografic Pe calea mea. De ce, spuneai tu puțin mai devreme, de ce se întâmplă lucrurile care se întâmplă în lume, atât bune cât și cele rele, și dacă se întâmplă cu voia lui Dumnezeu. Și mă gândeam la faptul că la un moment dat, citind din Ioan Gură de Aur, spunea că cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dăruit, l-a oferit oamenilor, este libertatea.
Fiecare ar fi tentat să spună, unii poate viața, alții poate iubirea, alții speranța, credința. Și Ioan Gură de Aur spune despre libertate. Adică faptul că lucrurile se întâmplă pe lumea asta cu voia lui Dumnezeu, dar existând libertate și existând liberul arbitru, Dumnezeu poate că nu intervine de fiecare dată în deciziile pe care oamenii le iau cu privire la propria lor viață. Aș vrea foarte pe scurt să citez de pe coperta 4 a volumului o carte sclipitoare și savuroasă în care Ellen Watts își consemnează evoluția spirituală și filozofică de la copilul unor conservatori religioși până la profesorul spiritual neconvențional care provoacă occidentalii să sfideze convențiile și să gândească singuri. Și aș vrea cumva să ne raportăm acum la perioada în care el a fost pastor anglican, la acea perioadă din viața lui, făcând, bineînțeles, referire și la o carte care va apărea în curând în seria de autor Ellen Watts. Ea este deja în tipografie. Este vorba despre mit și ritual în creștinătate. Există părerea că Ellen Watts ar fi descoperit budismul după ce a parcurs acest episod din viața lui, după ce a fost exclus din rândurile preoții. Ori nu e așa. Ellen Watts a început să se familiarizeze cu scrierile budiste încă din adolescență. Să nu uităm că el, la vârsta de 15 ani, era secretarul societății teozofice din Londra. Unul dintre puținele locuri unde oamenii pasionați de Orient din Londra puteau să schimbe opinii, să discute, să mediteze, să se simtă într-un mediu de afinitate. Sigur, mai târziu, Ellen Watts și-a dat seama de limitele societății teozofice, a criticat-o dur pe Madame Blavatsky. Deci a spus cu subiect și predicat că avem de-a face cu excrocherie în plan spiritual. Dar i-a recunoscut întotdeauna societății teozofice meritul de a stârni, de a fi stârnit apetitul occidentalilor pentru lectura anumitor texte fundamentale din tradițiile orientale. Bhagavad Gita, de exemplu. Mulți occidentali n-ar fi aflat probabil niciodată că există Bhagavad Gita dacă n-ar fi intrat în contact cu societatea teozofică. Deci, Ellen Watts era pasionat de budism încă înainte de a deveni preot, însă odată cu intrarea lui la seminarul teologic, a avut contact cu acea dimensiune profundă a creștinismului, cu acei mistici din tradiția creștină, atât cea orientală cât și cea occidentală, care îți schimbă puțin perspectiva, oricât de budist ai fi, și înțelegi că adevărul e unul singur, chiar dacă diversele tradiții îl exprimă
conform specificității lor. Este o, în carte vreau să spun, este o listă impresionantă de sfinți, de mistici creștini și de teologi creștini pe care Ellen White i-a tocit, ca să zic așa, i-a studiat cu temeinicie și asta se vede. Se vede și din ce a scris ulterior și din conferințele lui. Da. Inclusiv teologii ruși aflați în exil, față de care avea o predilecție deosebită. Vorbeai despre volumul spiritual în creștinătate, care se află sub tipar. Iată, deci, că editura Herald publică o a doua carte de Ellen White din perioada lui creștin. Nu voi spune mai multe decât că această carte este cel puțin la fel de interesantă ca Duh și Contemplație. Și că, în calitate de creștin, a fost o mare bucurie să o pot traduce. Nu m-am mișcat cu nimic din convingerea mea creștină, din religia în care m-am născut, și n-o să miște pe nimeni. Eventual o să-l înrădăcineze și mai bine în tradiția creștină. Cred că merită să mai poposim un pic asupra perioadei lui, cât a funcționat ca preot, în calitatea lui de capelan al Universității din Chicago. El le spunea enoriașilor, studenților, practic, le spunea că nu are nevoie de mămâi în biserică. Nu are nevoie, prin urmare, de oameni care vin la biserică din obligație, din frică, pentru a-și câștiga un loc în rai, pentru a scăpa de chinurile iadului și așa mai departe. Dacă vreți să veniți la biserică, le spunea elevați, veniți pentru a sărbători împreună uniunea cu Dumnezeu. Pentru a face exact expresia din engleză, pentru a face celestial whooping. Și nu îndrăznesc să o traduc în română, pentru că n-am găsit un echivalent care să-mi placă cu adevărat. Asta spune, revenind la Ellen White, asta spune mult despre cum era el ca preot. Și în calitatea mea de creștin ortodox, mi-aș dori să găsesc un duhovnic cu care să simt că fac împreună celestial whooping. N-am găsit. E, idila lui cu Biserica Anglicană nu a durat foarte mult. Și la un moment dat a fost exclus din rândurile preoțimii. Sigur, marea lui afinitate cu sexul frumos are de-a face cu această excluzie. Iar pentru cei care vor să cunoască mai multe în legătură cu acest episod, le recomand biografia lui Ellen White, scrisă de Monica Furlong. Acum, în autobiografia pe care am tradus-o eu, imediat după capitolul
dedicat perioadei de preoție, care se intitulează foarte sugestiv Un preot paradoxal. Imediat după acest capitol, deci, sunt redate scrisorile pe care Ellen Watts le-a trimis și le-a primit, le-a trimis unor prelați din Biserica Anglicană și le-a primit de la ei pentru a-și explica gestul. Sigur, acest schimb de scrisori este foarte interesant. Este foarte interesant, în primul rând, pentru nivelul intelectual al lui, al schimbului, dar și din alt punct de vedere. Acei prelați ai Bisericii Anglicane nu-l amenință. Nu trag de urechi. Nu îi spun că va arde în focul nestins al iadului. Totul se petrece într-o deplină urbanitate și într-un calm desăvârșit. Iar noi, ca români și ca ortodoxi, cred că avem de învățat din acest punct de vedere. Sigur, după perioada de preoție, a urmat un hiatus foarte interesant. Când Ellen Watts s-a retras la o fermă cu noua lui nevastă, Dorothy, și când, practic, îi lipseau toate mijloacele de subzistență. Nu mai era preot, nu avea conferințe angajate să primească un ban în urma conferințelor, nu publica pe nicăieri, încă. Și tot în această perioadă s-a născut una dintre cele mai remarcabile cărți scrise de el. S-a născut, deci, Înțelepciunea Nesiguranței. Cum spuneam și altădată, această carte este autentică tocmai pentru că a fost scrisă într-o perioadă când însuși autorul resimțea pe propria lui piele această nesiguranță. Exact. Nu este un simplu exercițiu intelectual în care Ellen Watts încearcă să explice altora ceea ce a citit la rândul lui prin alte părți. Este o carte venită direct din experiență. Din experiența acestei nesiguranțe pe care Ellen Watts a avut-o din plin în acea perioadă. Și cum se întâmplă de obicei, tocmai pentru că a știut să o îmbrățișeze, să-și îmbrățișeze fricile. Aceste frici s-au resorbit încetul cu încetul. Și Ellen Watts a ieșit la suprafață mai puternic, mai viu și mai convingător decât înainte. Încă de la începutul vieții sale intelectuale, Ellen Watts se dovedește a fi un renegat al filozofiei și un autodidact care a ajuns la budism prin intermediul învățăturilor lui Chrismers Humphreys și ale lui Suzuki. Pe calea mea combină în mod inspirat tipul de filozofie neconvențional al lui Ellen Watts și relatările adesea pline de umor despre diversi guru, celebrități și experiențe cu droguri psihedelice, precum și observațiile profunde ale autorului referitoare la cultura occidentală.
Iată, astfel avem privilegiul de a cunoaște un personaj captivant, care nu s-a temut niciodată să-și urmeze propria cale, devenind un exemplu de libertate spirituală. În episodul trecut, și aș vrea să insistăm un pic pe viața lui, în episodul trecut vorbeai despre faptul că Ellen Watts nu ar fi corect să fie catalogat drept un hedonist. Deși a avut mai multe soții, mai mulți copii, știu că îi plăcea și să gătească, am văzut tot felul de filmulețe și tutoriale pe YouTube. Cum se împăca, să spunem, zona personală a vieții lui cu această libertate spirituală? Pentru a înțelege asta, trebuie să ne întoarcem puțin în timp, ca să zic așa. Ellen Watts nu a fost inițiat. Nici el nu spune și nici alții nu spun despre el că ar fi fost inițiat. Ellen Watts nu a practicat sub îndrumarea unui maestru decât câteva luni. Așa că îl putem denumi un lup singuratic. Acum m-ai întrebat cum s-a împăcat această libertate absolută cu propensiunea lui către spiritualitate și lecturii de acest gen și asceză. Am mai spus episodul, dar e prea frumos ca să nu-l repet. Ellen Watts îndemna la un moment dat, îndemna pe tineri, nu vă oferiți de asceză, e ca măslina dintre vinuri. Deci, atunci când degustăm niște vinuri, diverse soiuri de vin, între ele mâncăm câte o măslină pentru a scăpa de gustul vinului anterior și a ne pregăti papila pentru vinul care urmează. Măcar din acest punct de vedere și asceza e bună. Motiv pentru care și eu am mâncat astăzi niște măsline. Nu știu ce mă așteaptă, nu știu ce le așteaptă pe papile. Asta e treaba lui Dumnezeu. Deci, cum se împacă numai Dumnezeu și Ellen Watts, poate să ne spun. Dar nu se cunoaște după roade. Și roadele au rămas. Și cred că nu avem altă măsură pentru a-l judeca pe Ellen Watts. Cum ne-au ajutat, dacă ne-au ajutat, cărțile și conferințele lui? Altfel, lipsurile și păcatele și eventuala ipocrizie e treaba lui Dumnezeu să-l învețe și să-l judece cum crede Dumnezeu de cuvință. Noi am primit ce am primit, cât am putut și noi să înțelegem și să asimilăm. E clar că mie mi-a plăcut, e clar că nu mai sunt același om ca înainte de a citi sau de a asculta Ellen Watts și din acest punct de vedere mă bucur că Ellen Watts a fost o vreme în universul nostru. A putut să scrie, a putut să se exprime și a putut să lase în urma lui lucrurile pe care le-a lăsat. Acum, sigur,
Vorbim puțin despre perioada lui de experimentări cu droguri. Nu? Că merită. E un subiect fierbind. La un moment dat, după ce a fost decan al Academiei Americane de Studii Orientale, Elon Musk a devenit interesat de droguri și mai ales de LSD. Dar pentru a domoli orice entuziasm, voi spune imediat că Elon Musk nu recomanda drogurile ca pe o unică cale spre iluminare, spre satori, spre cum vrei să-i spun. Să zicem că le recomanda mai degrabă celor foarte împietriți în concepțiile lor. Deci ca un șoc inițial, drogurile se pot, LSD-ul mai degrabă, o doză de LSD poate fi utilă. Îți dinamitează preconcepții. Și ți le dinamitează definitiv, ca să zic așa, credeți-mă, știu ce vorbesc, câte nu face traducătorul pentru a intra în pielea autorului pe care îl traduce. Nu spun mai multe. Acum, sigur, Elon Musk a rămas faimos și ca mentor al generației hippie. Unii spun despre el că a fost unul dintre precursorii mișcării New Age. Am citit The Aquarian Conspiracy, acea Biblie a mișcării New Age, iar Elon Musk nu este menționat printre precursori. Deci New Age-iștii nu îl recunosc. Acum, revenind la partea cu hipioții. Elon Musk avertiza întotdeauna că în momentul în care nonconformismul devine regulă, nonconformismul devine normă, el devine fatalmente un nou conformism. Și e cam ceea ce vedem în momentul de față în Statele Unite. Tocmai din această cauză, Elon Musk se ferea de entuziasme puerile față de prefacerile sociale la care era martor și nu doar martor, actor, unul dintre actorii principali. Până la urmă, luat în profunzime, luat în filigran, Elon Musk se dovedește a fi foarte moderat. Și dacă vrei, oarecum sceptic. Sigur, el credea în această schimbare fundamentală de perspectivă. Omul care să nu se mai vadă ca rupt de mediul lui natural, înfricoșat de viață și de moarte, omul care să se perceapă ca fiind una cu Universul,
ca o deschidere prin care universul devine conștient de el însuși. S-ar zice că e greu. E greu numai dacă vrem să fie greu. Pe YouTube există un interviu cu Ann Watts, fiica lui Alan Watts. Și cel care o intervievează întreabă: ce credeți despre mișcarea hippie? Și Ann Watts răspunde: cred că suntem pregătiți pentru ea încă o dată. Bineînțeles, vorbind despre tinerii care stau mai tot timpul cu nasul în telefoanele mobile. Adică, vai, acest progres tehnologic care ne-a conectat și în același timp ne-a rupt de noi. Da, de sinele nostru și de natura noastră umană și poate chiar de natura cosmică. De natura cosmică, exact, și de esența noastră divină până la urmă. Astăzi am vorbit episodul 2 despre această minunată carte, Pe calea mea, Ellen Watts, volum autobiografic. Vă mai prezint încă o dată la cameră. Îi mulțumim foarte mult lui Marian Stan că a fost și astăzi alături de noi în cadrul campaniei Ellen Watts și Înțelepciunea Nesiguranței. Nu uitați de această campanie intrând pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, găsiți cărțile din seria de autor Ellen Watts cu reduceri substanțiale. De asemenea, lăsând un comentariu, o întrebare, un gând la aceste materiale pe care noi le realizăm pentru dumneavoastră, dragii noștri cititori. Cel mai interesant, mai apreciat comentariu va fi premiat cu o carte la alegere din seria de autor Ellen Watts. De asemenea, nu uitați și de concursul de pe pagina de Facebook, pagina oficială a editurii Herald. Noi am fost la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Vă așteptăm data viitoare la un nou episod al acestei rubrici. Marian Stan, mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!